Sportivii secției de canotaj din cadrul CSM Călăraș au obținut trei medalii, una de aur și două de argint, la campionatul european de canotaj, categoria de vârstă sub 23 de ani, competiție desfășurată în perioada 2-5 septembrie în Polonia. Aurul a fost obținut de Adriana Ailincă în proba de 8 plus 1. Sportiva în vârstă de 22 de ani legitimată la CSM Călăraș a mai obținut și medalia de argint în proba de dublu rame împreună cu Alina Baletchi. La această competiție continentală, sportiva Cristina Drugă, în vârstă de 19 ani, a obținut medalia de argint împreună cu Alexandra Ungureanu în proba de dublu vâsle. Și cu aportul sportivilor de la CSM călărași, România s-a clasat la această competiție pe primul loc în clasamentul pe națiuni.